Eu, criptoiutule, bine te-am găsit la un nou clip pe acest canal și de data asta cu ceva diferit. Avem un mini-vlog așa în care, practic, ne uităm cum eu îi dau țeapă lui Răzvan, colegul meu. Dar, practic, nu sunt eu. E situația aia clasică cu conturi fake pe care, cred că ați văzut că am mai postat și eu pe Instagram și toată lumea postează că există oameni care își fac conturi fake cu ale persoanelor influente, să zicem așa, din sfera asta, ale creatorilor de conținut și încearcă să păcălească. Și asta s-a întâmplat astăzi cu colegul meu, Răzvan, aici de față, care a fost contactat de un cont de Instagram exact al meu și o să-ți las aici imaginele cum arată contul ăsta de Instagram. Vezi că arată exact ca și contul meu, doar că diferența se face la numărul de follower, la numărul de oameni pe care îi urmăresc, câteva chestii mici și la acel al doilea I de la Andrei. Adică, practic, este Andrei I cu 2 de I, Brătucu. Asta e contul ăla. Eu sunt Andrei Brătucu pe toate canalele, așa cum vă spun, de 700 de milioane de ori, de mulți ani aici, pe internet. L-am pus pe Răzvan să intre un pic în joc și să vorbească cu acest țepar și să vedem unde vrea să ajungă, să vedem cum vrea să dea țeapă. Asta pentru a ajuta mai departe și oamenii care s-ar putea să se întâlnească cu treaba asta. Și o să spun de asta de acum, pentru că e foarte important. Niciodată nu o să te bag eu în seamă și nici alt creator de conținut ca să-ți propună vreo schemă șmecheră, vreo chestie de genul ăsta. Așa că hai să începem și să vedem unde merge conversația asta. Vreau să ne uităm un pic pe ce discuție au avut ei până în acest moment, după care o să continuăm discuția, să vedem unde vrea să-l ducă. Așa, acesta este contul Andrei Brătucu, care are doar 11.000 de follower, eu am 15.000, Răzvan, așa că trebuia să-ți dai seama de aici. Salut, iau, te derulez un program privat pentru investitori cripto, noi sau vechi, pe platforma mea privată de tranzacționare care a avut un mare succes. Răzvi, a avut un mare succes. Dau seama. Învață și în același timp își construiesc capital. Apropo, oferta este limitată, așa că nu va mai fi disponibilă în viitor, deoarece nu vom putea găzdui o populație foarte mare de investitori. Bă, sună ca mine, nu? E, sună ceva ce aș spune eu, mă gândesc. Mergem mai departe, Răzvi spune, da, normal, ai putea să-mi dai mai multe detalii, iată cum funcționează. Eu și echipa mea derulăm un serviciu de investiții în acest domeniu în care vă luăm investițiile, tranzacționăm pe diverse valute, acțiuni și aur în întreaga lume și cu semnalele mele precise combinate cu analiza echipelor mele, clienții mei sunt siguri de până la peste 75%, Răzvi, 75%. Ești în momentele astea chiar mă gândeam să mă bag, adică sună prea bine ca să fie adevărat. Ești pregătit să te îmbogățesc? Tu și cu echipa ta, adică... Hai să mergem mai departe. De exemplu, să presupunem că încep Forex cu 1000 USD, ar trebui să putem genera un profit mediu de până la 5800 de USD într-o săptămână. Răzvi, într-o săptămână faci 6000 de dolari, ceea ce înseamnă că într-o lună faci 24.000 de dolari, da. Ceea ce înseamnă că, Răzvi, într-un an ești miliardar. Efectiv. Mulțumesc, Andrei, pentru toate sfaturile astea. Să-mi spui când, cum pot să particip. Să particip, ok. Bine, descarcă aplicația Bitcoin. Deci aplicația Bitcoin Wallet, ok. Și trimiteți o captură de ecran ca să vă pot ghida cum să vă configurați contul de tranzacționare. Cu cât începi? Îmi întreabă Răzvi care este suma minimă. Spune 500 de euro, o sumă destul de mare, dar pare că nu se chinuie pentru mai puțin de atât. Bine, îmi instalez imediat aplicația, ok. Aici ți-ai instalat deja aplicația. Da, asta înțeleg. Este screenshot de pe aplicație, i-am dat exact cum arată aplicația când instalezi, după okay. Ce dai skip la tutorial și după ce te-ai logat. Ok, dar asta este aplicația oficială de la Bitcoin.com, nu? Adică efectiv e doar pentru a seta un wallet. Deci practic asta este primul pas. Ok, faceți click pe cumpărare. Ok, deci aici el practic te învață aici cum să cumperi tu Bitcoin, ca mai departe, sau Bitcoin Cash de fapt, te pune să cumperi Bitcoin Cash, nu? Din ce văd? Nu, am selectat. Ai dat tu, ok. Și el a zis, nu BTC, nu BGH. Vezi, deci, bă, măcar atât, mă, măcar e om cum trebuie, mă, că nu te pune să iei toate mizerile. Da, să mă ducă, până răspunde la Răzvi, vreau să vă arăt că mie mi-au scris oamenii pe Instagram și mi-au trimis screenshot-uri cu ce le-a mai spus tipul ăsta. Și, uite, Florin, care mi-a scris aici, a întrebat unde trimit banii în contul dumneavoastră de tranzacționare. Dacă sunteți pregătiți pentru pornire, vă voi oferi site-ul web al companiei, astfel încât să puteți crea contul de tranzacționare. Unde fac cont? Și contul este optionsmatter.com. Hai să intrăm aici, options. Ok. Și avem acest site, care la prima vedere arată foarte bine. Ce important. Ia să vedem. Trading accounts. Choose a package. Și aici o să fie ok. Starter account cu minim depozit de 1000 de dolari. Leverage în 500, live chart support, all available platforms, bronze account 3000 de dolari, silver account 500 de dolari și uite, am aici un voucher de 500 gratis, probabil că o să ne punem să-l activăm. Ok, hai să vedem ce mai e omul nostru. Hai să tragem și la treabă, să facem un cont
Cum? În chestii reale sau? Poți să faci ce vrei tu. Password. Ah, și acum select account. Asta aici îți selectezi, ok, de aici îți selectezi și îți pui, de exemplu, starter account. Da, pe create. Oh, ia uite că am ajuns în dashboard-ul nostru. Deci nice. Lucrurile arată bine, adică sunt făcute cum trebuie. Contul, spuneam mai devreme, este făcut cum trebuie, site-ul arată bine. Aici pe ce suntem? Ce chart este ăsta? Uite, suntem pe chartul de la euro la US dollar. În primul moment în care îți faci contul, vezi un overview aici. Coin distribution. What is this? Bitcoin. Ethereum. Este Ethereum, nu cred. Bitcoin, Litecoin și Ethereum. Tare, ok. Primul fault. Da, până aici lucrurile făcute destul de bine. Așa, ok. Hai să revenim la băiatul nostru și spunem că avem contul pregătit. Hai că scrie greu. Translate-ul greu. Uite, și status account verified. Sunt deja verificat, n-am făcut nimic. Verified fără să faci nimic, nu? Acum m-a rugat să îi trimit un screenshot. Ecran cu ceea ce scrie aici, adică... Adică când mi-am făcut contul pe Bitcoin Wallet sau ceva de genul, trebuia să pun un e-mail. Știi că noi am zis că am făcut contul, dar de fapt nu l-am făcut. Ok. Trade Center, account upgrade. De aici poți face account upgrade. Yes. Nu, dar ce amount? Uite ce trade history îți apare. Acesta este trade history lor, Răzvi. Pe 23.6, uite. 50.000 depozit, profit. Eu te-am răzvit. Withdrawal. Pe bine. Ești numai ce trebuie. E interesant. Uite câte retragere aici. Și... 5.086. Ți-a mers bine, deci, cu platforma de tranzacționare. Păi... Vezi, deci am încercat să te îmbogățesc. Practic. Fund account. Deci, probabil o să ne trimite aici la fund account. Ești acolo? Ești acolo. Bun, între timp am pus și mail-ul. Bitcoin Skrill. MoneyGram. Ok. Trebuie să... Hai să trimitem o poză cu... Stai. Aici suntem în home. Login. Ok. Use. Ok. Login. Okay. Enter email address. Ok, asta la faină. This body. Hai, crack, mai e un pic și faci 24.000 pe lună, vezi. Ok, bun. Și trimite lui o poză, a făcut telefon o poză de aici, să vadă că ți-ai făcut contul deja și întreabă-l ce trebuie să faci, că vrei să câștigi bani. Interesant că se văd și fetele astea cu inimi pe de-aia. E ok, ok, lasă că e bine că prind la celelalte fete. La public este... E bine că ai cu inimioare cu chestia. Ok, deci trebuie să fac... acum pe Gmail să mă duc să-mi pun... Să-mi iau, fac așa... 373961. Oricum te duce prin câteva chestii, adică trebuie să fii și tu un pic răbdător până să ajungi la banii aia mulți. Faci tot felul de chestii, să, adică eu mi-aș pierde răbdare. Codul de pe e-mail, el aștepta codul ca să poată intra pe contul meu. Ok, mă, aici vrea el să te trimită de fapt, că vrea, deci, you need a Bitcoin wallet to receive crypto. Și el aici probabil că vrea să-ți dea, ok, trimite screenshot-ul ăsta. Deci el probabil că vrea să faci chestia mai ușor. Ca să nu te mai bage și în site-ul cu options, trading, matter, la. Probabil că vrea acum să-ți dea el o adresă de Bitcoin și să zică, uite, ăsta e adresa ta. Nu, pentru 24.000 de euro pe lună. Completați informațiile, apoi faceți click pe continuu. Zi, ok, am completat și am dat. Dar tu vezi cum vrea să aibă screenshot de la absolut orice, să fie sigur că faci pas cu pas? Da, mamă, dar mă frustrează. Mă seacă continuu. Continuu. Da. Zi, am terminat, am băgat banii. Și am în cont. Așa. Zi, spune-mi mai repede, că zic că n-am timp, spune-mi ce trebuie să fac. Să scriu, fac un screenshot și scriu cu degetul 1500. Gata, Răzi, arată total. Legit. Super legit, da. Ia vezi, n-am mai zis nimic? S-a blocat? Ba nu. Completați detaliile de card. E efectiv, nu, bă, pare robotic totuși în același timp în care nu-mi dau seama că ar fi prea tare să fie robot. Vreau să-i dau bani și nu-mi ia. Deci chiar îmi doresc să-i dau bani și nu-mi vrea. Completați detaliile de card, apoi continuați. Mi se pare deja chinuitor, adică și dacă era pe bune, n-aș mai fi. Nu mai am timp, am bani în cont. Unde îi trimit? Păi, bun, și el vrea acum să-i dau screenshot, dar ce-mi va apărea după ce apăs pe continuă, corect? Da. Ceea ce mă va duce în pagina principală, care e asta, cu banii. Da. Asta vrea să vadă că ai băgat banii. Corect.
Odată ce apăsați continua, se va afișa altceva. S-a afișat am bani în cont. Mă simt ca... Exact așa mă simt acum. Da, ias. M-a făcut aici. Zi, nu-ți trimit nimic. Zi-mi ce vrei să fac cu banii, dacă vrei să continuăm, dacă nu, pa, pa. Nimic. Ok, pa. Ok. Deci n-a fost un... Corect, mi se pare corect. Da, mulțumesc, Răzvan, pentru cooperare. Păi ce să dea să vedem dacă zice ceva. Sper doar să nu dea în follow, că îmi plăce. Mai aveam și eu. Cam asta este povestea cu scammerul Andrei Brătucu cu 2DI. Cam așa arată lucrurile. Se pare că este puțin sub așteptările mele. Mă așteptam să fie un pic mai aprig și să își dorească mai mult să ne fure banii. Dar sunt convins că există și situații de genul acela în care ei sunt mai bine pregătiți. Treaba e că tu trebuie să fii vigilent și să nu te încrezi niciodată în astfel de, în astfel de chestii. Sunt convins că sunt oameni care ar putea să pice în această plasă, așa că sper că acest clip să ajute anumiți oameni și să își dea seama că nu aș face niciodată așa ceva, nu te-aș contacta eu direct cu vreo propunere și mai ales nu aș vorbi într-un mod robotic, pentru că, mă vedeți, sunt mai uman decât toți roboții ăștia. Sper că te-am ajutat, sper că a fost funny, dacă nu te-am ajutat măcar. Și dacă tot ți-a plăcut, lasă un like, lasă-mi și un comentariu și spune-mi părerea ta și dacă te-a contactat și pe tine. Și bineînțeles, pe mine mă găsești la @andreibrătucu și te invit la mine pe Twitter să vorbim despre industria asta nebună în care activăm cu toții. Bye, bye!